În duminica a șaptea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de la Dejan, județul Brașov. Credincioșii din localitățile aflate în apropierea mănăstirii au participat în număr mare la liturghia arhierească din duminica premergătoare praznicului schimbării la față a Mântuitorului. Părintele mitropolit le-a vorbit acestora despre credința pe care trebuie să o avem mereu în suflet pentru ca viața noastră să fie ocrotită de Dumnezeu. Când noi încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu, facem pașii aceștia firești ai trupului, ai minții, care sunt de fapt, mintea este tot, ca și sufletul păstrat în trup. În schimb, în momentul în care nu mai cunoaștem dincolo, fie credința, încredințarea aceasta că adevărul pe care mi l-a descoperit Dumnezeu este adevăr, pentru că El l-a descoperit și eu cred că acel adevăr este mântuitor pentru mine, îl însușesc. De aceea Mântuitorul i-a întrebat pe cei doi orbi: m-ați recunoscut ca fiul lui David, dar vă întreb pe voi acum, că ați putut să cunoașteți aceasta de la alții. Voi însă, ce ziceți? Pot eu să fac aceasta sau nu? Răspunsul la această întrebare este o mărturisire a credinței celor care doreau vindecarea. Și a zis: da, Doamne. Și atunci Mântuitorul, așa cum a spus și Părintele Nicar, s-a atins de ochii lor. Cu atingerea dumnezească a fost momentul de joncțiune, de întâlnire a creației cu Creatorul. S-a atins Creatorul din nou de creație și a tămăduit neputința, dându-i vedere. Și pentru că l-au cunoscut pe Hristos, i-a spus: nu spuneți nimănui nimic. Pentru că Mântuitorul n-a săvârșit nicio minune pentru ca să fie cunoscut. Credincioșii au avut posibilitatea să se închine la racla în care se păstrează capul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, adusă de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. După Sfânta Liturghie, ierarhul a binecuvântat trapeza mănăstirii aflată în noul corp de chilii, care se construiește în acest așezământ monahal din Munții Făgărașului.